Când Ilia Petrovici Ceaicovski i-a cerut mâna domnișoarei Asier, el avea 40 de ani. Mai tânără ca el, cu 20 de ani, cu talie fină, cu mâini frumoase, ea cânta cu temperament romanțe la modă. Ilia Petrovici nu avea nicio înclinație specială pentru muzică. În tinerețea sa cântase puțin la flaut, dar asta era ceva uitat. Se născură copiii. O fetiță a murit la Petersburg. În 1838 se născu Nicolas, 2 ani mai târziu Piotr, Alexandra, Ipolit, apoi doamna Ceaicovski i-a adus pe lume pe cei 2 gemeni, Modest și Anatol. Piotr, căruia mama sa îi spunea Pierre, creștea și dovedea imaginație și voință. În versuri sau în proză, el scria pe teme patriotice și religioase. Mama lui a fost prima care i-a apropiat mâinile de pian și l-a învățat să cânte gamele. Toată lumea a venit să-l asculte. Pierre avea ureche bună. Noaptea, crizele de lacrimi reveneau din ce în ce mai des. Ah, muzica asta! Muzica asta! Nu mai putea suporta aceste sunete pe care doar el le auzea. Muzica asta! E aici! Aici! Nu mă lasă în pace! Muzica asta! Au decis să-l trimită pe Pierre la școala de drept, dar a trebuit să se despartă de mama sa. În ziua aceea era frig. Era vânt și burnița. Pierre cu ambele mâini apuca fusta maică-sei. Vizitii așteptau indiferenți. Cineva a reușit să le rețină. El țipa cu forța. Deja trăsura era departe. Se întoarse și decise să aștepte. Abia în mai 1852, Ilia Petrovici a sosit cu toată familia la Petersburg. O nouă epocă începea. Dar când au ajuns la Petersburg, îi aștepta holera. O epidemie a izbucnit și a atins-o pe doamna Ceaicovski. Doctorul i-a recomandat o baie și chiar în acea seară ea a intrat în comă. Nu a putut să-și binecuvânteze copiii și nici să-i spună adio soțului ei. Cei 6 copii au mers în urma sicriului. Timpul a trecut. În toamna anului 1861, Ilia Petrovici și-a privit îndelung fiul. Deja de câteva zile avea intenția să-i vorbească. Petrușa, Ministerul de Justiție este o situație frumoasă. Așa este, dar trebuie să-ți spun că l-am căutat pe Rudolf Kundinger, cel care ți-a dat mai demult lecții și pe care a trebuit să-l concediem. M-am hotărât să-l întreb dacă băiatul meu are sau nu vreo chemare pentru muzică. Eh, ce crezi că mi-a răspuns? A spus, nu, Piotr Ilich Ceaicovski nu are talent, are oarecare capacitate, nu cântă rău, n-are nicio șansă să urmeze o carieră muzicală și pe urmă e prea târziu, va avea în curând 21 de ani. După părerea mea, Petrușa, ar trebui să urmezi în același timp ministerul și cariera muzicală. Eu zic că tu ai talent și nu e prea târziu să devii un artist. Tocmai mă resemnasem zilele astea și iată că vrei acum să studiez armonia. Nu, no, sunt prea bătrân. Mozart la 20 de ani.
Această muzică pe care o căuta îi se părea prea serioasă și prea grea când a început să urmeze clasele muzicale, care se deschideau în acel an la Petersburg. Ele reprezentau clasa pregătitoare a unui conservator pe care îl conducea Anton Rubinstein. În secret, decisese să părăsească ministerul. Avea un nou prieten, Hermann Laroche, un tânăr foarte cultivat, care părea mai matur decât vârsta lui de 17 ani și care îi spunea, privindu-l sever: ce ai înțeles tu până acum de la orele lui Anton Rubinstein? Că muzica este viitorul nostru. N-o să fii niciodată nici vreun Verdi, nici vreun Offenbach. Ce o să faci ca să trăiești? Sunt sigur că de pe acum dai lecții ca să te întreții. Te-ai gândit vreodată să compui? Să compui. Uneori lucrul ăsta te face să cedezi în fața unei slăbiciuni. Visarea. Iar visele nu au nimic pozitiv. Ore întregi, el și Laroche cântau la patru mâini: Beethoven, Glinka, noii compozitori europeni. Între lecții și repetiții, dejunau într-o braserie numită La Cinci Copeici, situată la subsolul bisericii olandeze, unde își dădea întâlnire tot conservatorul. Știri calde din politica muzicală, dar știri mai noi poți auzi la seratele lui Serov. Îl cunoști personal pe Serov? Da! Uite, o cronică despre Judith de Serov. Știi, Tchaikovsky, părerea mea este că un critic de muzică nu poate ține piept unei generații întregi de compozitori. Critica e ceva inutil. Laroche? Da! Cursul lui Anton Rubinstein! Uită-te la el! Nu seamănă deloc cu un orator. Pur și simplu se așează la pian. Leul își întinde labele regale.